Salutare, dragii mei prieteni! Astăzi, 10 ianuarie 2021, muncim. Afară e un timp destul de rece. Ia uitați ce avem în compartiment aici. Scule, șurupuri, tot ce trebuie. După cum vedeți, vreau să vă arăt partea aceasta din compartiment. Cunoașteți foarte bine compartimentul de zburători al crescătoriei noastre din videoclipurile pe care vi le-am prezentat și o să vă arăt exact la ce am lucrat noi zilele astea. După cum vedeți, am curățat boxele porumbeilor, am dat cu praful dezinfectant, să vi-l și arăt, îl știți, ca să nu mă mai întrebați exact și să nu uit să vă zic. Acesta este praful dezinfectat pe care îl folosim în boxe. Și zilele astea lucrăm la modernizarea crescătoriei și lucrăm la faptul de a ne ușura munca și a îmbunătăți condițiile porumbeilor. Deci așa arăta crescătoria, știți foarte bine, așa arăta boxele în acest compartiment. Și acum haideți să vă arăt cum or să arate peste puțin timp. Ne mutăm pe partea cealaltă. După cum vedeți, deja am pus fețe de boxă. Așa arată această parte la gata. Acum mai sunt câteva mici amănunte, și anume de pus încuietorile. Deci vedeți, deschidem, separăm compartimentul pentru văduvie. Fețele de boxe sunt, o să vi le prezint după aceea. Ăsta e sistemul după care lucrează ele, da? Și aici avem cuibul. Deschidem, închidem frumos și așa arată acum boxele porumbeilor noștri, așa vor arăta în tot compartimentul. Aici de asemenea pulisabil, deschidem frumos și vedeți cum lucrează fiecare. Această parte putem zice că este aproape gata, doar puse încuietorile și opritorul aici. Avansăm, deși este foarte frig, după cum vedeți avem și zăpadă afară. Dar asta e, trebuie să făcute, e puțin cam târziu acum, dar sperăm să ne încadrăm perfect în timp. Astăzi, deși duminică, muncim și o să încheiem acest compartiment și o să aducem din nou masculii în compartiment. O să pun pe video și filmarea la final. Haideți să vă arăt un pic. Deci fețele de boxe pe care le-am făcut noi acum arată foarte bine, zic eu. Un model frumos, un model util. După cum vedeți, se deschide. Lasă așa că mă încurc de podea. Se deschide frumos, este pe culisabil aici. Am găsit un băiat care face așa ceva. Un băiat de nota 10, băiatul poate face foarte multe lucruri utile pentru o crescătorie. Așa este sistemul de culisare, da? Lucrătură foarte bună, încheiate bine. Și acestea sunt boxele pe care noi le punem în compartiment. Referitor la meseriașul care face aceste fețe, adică cel puțin unde le-am făcut noi, am vorbit cu el și este capabil să facă foarte multe lucruri. Nu știu cât îi permite timpul exact, dar lăzi de transport de asemenea. O să merg dacă va fi și el de acord și o să fac o filmare la atelier, la el acolo, exact unde puteți
vedea lucruri care v-ar putea interesa. Lăzi de transport, v-am spus, de asemenea, foarte, foarte trainice și utile. Dar asta rămâne pe viitor, să vedem, și bineînțeles în funcție de timpul lui și dacă este dispus să facă aceste lucruri la scară mai mare. Noi o să continuăm treaba și vreau să vă arăt compartimentul la gata astăzi și cu porumbeii înăuntru. Și asta e situația, muncim, muncim, dragii mei prieteni. Gata, dragii mei, după o zi de muncă am încheiat cu fețele în compartimentul de zbor al crescătoriei noastre. După cum vedeți, toate le-am aranjat. A fost o treabă migăloasă, nu suntem noi nici cei mai mari specialiști, dar am avut de pus balamale, de centrat, măsuri, tot ce trebuie. Au mai rămas doar încuietorile care vin în față, v-am arătat mai înainte de pus. S-a făcut și curățenie în compartiment, în boxe, și eu zic că a ieșit o treabă destul de bună, lucru care o să ne ajute foarte mult în munca cu porumbeii, mai ales în procesul de văduvie și de motivare. Erau necesare și noi ne bucurăm că am reușit să facem acest lucru acum. O să aducem și masculii imediat în compartiment să îi vedem cum se manifestă ei în ceva nou totuși. Se vor duce pe box, să vedeți, a rămas exact spațiul aici pentru mascul. Aici o să fie cuibul, o să fie femela în momentul motivării și multe alte lucruri de genul acesta. Sper să vă placă și vouă ce vedeți și haideți să vedem împreună cum se comportă porumbeii după ce au fost scoși din compartimentul lor și vor găsi lucruri noi. Dăm drumul masculilor acum să vină în compartiment. Aia nu se vede foarte bine de aici. Deja încep să se suie pe boxele pe care le cunosc. De aici vă pot arăta mult mai bine. Deci vedeți, masculii deja s-au dus pe boxe, stau și mai bine în acest moment. Vedeți doar pe porțiunea cu gretar. Noi zicem că am făcut o treabă bună, o treabă care o să ne ajute foarte mult pe viitor și în același timp o treabă destul de plăcută, zic eu. Ia uitați ce au agitat treaba aici. Așadar, prieteni, atât pentru astăzi. S-a muncit din nou în crescătorie. Rezultatele le vedeți pe acest videoclip și sperăm ca lucrurile să decurgă din ce în ce mai bine. Vă salut cu drag, toate cele bune. Vavi Pigeon Loft este numele canalului meu de YouTube. La revedere și numai bine!